CFR FCSB 2-0. Arbitrul acestei partide, Ișvan Kovac, avem de altfel o brigadă de UEFA Champions League cu Ișvan Kovac la centru, el va fi ajutat la cele două linii de Vasile Marinescu și de Ovidiu Artene și am văzut și superbul trofeu Cupa României este la Craiova pentru că CS Universitatea este deținătoarea acestui trofeu. Vă aduceți aminte probabil Laurențiu Reghecamp i-a exclus din lotul Craiovei și a ținut să menționeze tehnicianul Craiovei că i-a exclus doar pentru această partidă. Să vedem centrarea lui Vână pentru finalizarea lui Markovic, Jovan Markovic, puternicul atacant al Craiovei și un prim semnal de alarmă pentru defensiva CFR-ului. O primă acțiune ceva mai consistentă a trupei lui Laurențiu Reghecamp. Bună aici preluarea lui Vână și centrarea este de calitate, dar Markovic reușește să finalizeze așa cum și-ar fi dorit. Dan Petrescu în imagine, spuneam, revenit la CFR și la debutul în grupele Conference League. CFR-ul a pierdut pentru Lisuri, urcă Vătăjelu, centrarea lui Vătăjelu și gol! Dar nu este valabil. Poziția lui Bayram este neregulamentară, offside, semnalizat de Vasile Marinescu. Da, și nu sunt proteste din partea oltenilor. E un semn că offside-ul a fost evident, cum avea relori, cu siguranță. Iată faza, Bayram pentru Lisuri. Și este într-adevăr offside. Kipciu, Gondiu, frumoasă această combinație care se încheie cu un șut cadrat al lui Alex Kipciu. Minge însă facilă pentru portar cu David Lazar, portar de națională până la urmă. Cumpanu bate cornerul, o ieșire neinspirată a lui Cristiano Figueiredo. Câmpanu a avut și el o ocazie imensă la meciul de campionat de luni seară. A șutat din afara careului. Mingea a fost ușor deviată și s-a dus în bara porții lui Bălgrădean. Campionat 2-0 câștiga atunci Craiova. Marcau Andrei Cristea și Colici. Iar acum este gol! Blochează tabela în minutul 63. Extraordinar șutul lui Lisuri. Un șut de la distanță cu care portarul Cristiano Figueiredo este surprins. Ce execuție are Lisuri pentru 1-0. Și cât de important ar putea fi acest moment, cât de important ar putea fi golul lui Iuri în economia acestei partide și în economia calificării. Revedem faza pe de-a întregul cu Vătăjelu pentru Ivan, din nou Vătăjelu, minge scoasă la Lisuri și șutul acestuia cu dreptul nu-i lasă speranțe lui Cristiano Figueiredo. Șut de la poate mai bine de 25 de metri de poarta adversă, cât de bine lovește mingea, dar cred că și portarul CFR-ului are partea lui de vină. Cred că putea să facă mai mult Cristiano Figueiredo, surprins total de această decizie. S-a ajutat de mână acolo și este lovitură liberă pentru clujeni. Lazar! Lazar respinge lovitura de cap a lui Sestor. Cea mai mare ocazie din această partidă pentru campioana României. Fazele fixe sunt în continuare punctul forte al clujenilor. Spuneam și în prima repriză, chiar dacă a plecat Vinicius de la CFR, el era providențial la astfel de momente statice ale jocului. Actualul fundaș al FCSB-ului, Paolo Vinicius, câștigate de-a lungul istoriei de către CFR, 4 cupe ale României, ultima în 2016. Încă Sestor lung, e prelungită de Deac, paradă spectaculoasă a lui Lazar din fața lui Ciobotariu, călcâiul lui Andrei Ivan și acum bancul
îndepărtează pericolul. Pe recuperare a stat foarte bine însă Boateng. Craiova îl menține doar pe Colici în față și pleacă din propria jumătate de teren. Colici scapă spre poarta adversă, încearcă Florin Ștefan să-l prinde din urmă. Colici! Și parada lui Cristiano Figueiredo! Putea să închidă meciul, putea să rezolve calificarea. Chiar și așa, Craiova este în pole position pentru a obține biletele pentru optimile cupei. Dar dacă Elvir Colici ar fi reușit să marcheze, meciul ar fi fost jucat. Așa însă, mai sunt ceva emoții pentru fanii Craiovei. Se termină totul. Craiova elimină CFR-ul. 1-0, Universitatea Craiova, CFR Cluj. Craiova și-a revanșa după ce a fost învinsă luni seară în campionat, tot cu 1-0. Revedem ocazia uriașă din finalul meciului a lui Elvir Colici, scăpat singur cu portarul Cristiano Figueiredo, nu reușește să marcheze, dar Craiova se impune grație reușitei lui Lisuri din minutul 63.